Într-o zi, la ora 6, sică în cârcium a intrat. Umple un pahar, Tănase, gâtul rău mi s-a uscat. Tănase, mirat, întreabă, ce-i cu tine? Ai aflat? Ce s-a aflu? Zi de treabă. Ceva rău s-a întâmplat? A venit Marin Teleagă și a strigat uimit la noi că pe soața ta cea dragă a răpit-o Stan Baboi. Cer 1,5 milioane, mâine vrea această sumă. De ei, domnul, sănătate, sper că nu este o glumă. Îi dau casa, tot ce-mi cere, nu știu cum să-i mulțumesc. Doamne, câtă mângâiere mi-a fost dat să mai primesc. Nici nu îmi găsesc cuvinte, tu transmite-i lui Baboi că îi dau tot, cu rugăminte, să n-o deie înapoi. Umple un pahar, Tănase, trebuie să ne cinstim. Sică, ai băut vreo 6, până când sărbătorim? Așa fu o noapte întreagă și în cârciu m-a dormit, dar în zori, Marin Teleagă, iar covestea a venit. M-a trimis Baboi la tine să zic, de nu plătești, Sandei n-o să-i fie bine și în veci n-o mai găsești. Doamne, câtă mângâiere, mare suflet e Baboi, pe degeaba să-mi ofere fericirea de apoi, luminată ți-e vestirea, orice preț îmi pare mic. Doamne, scumpă-i fericirea, dar nu m-a costat nimic.